versetul 23. Căci am primit de la Domnul ce v-am învățat, și anume că Domnul Iisus, în noaptea în care a fost vândut, a luat o pâine și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, a frânt-o și a zis: luați, mâncați, acesta este trupul meu care se frânge pentru voi, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea. Tot astfel, după cină, a luat paharul și a zis: acest pahar este legământul cel nou în sângele meu, să faceți lucrul acesta spre pomenirea mea ori de câte ori veți bea din el. Pentru că ori de câte ori mâncați din pâinea aceasta și beți din paharul acesta, vestiți moartea Domnului până va veni el. Ioan capitolul 13, versetul 1. Înainte de praznicul Paștelor, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl, și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. În timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă, Iisus, fiindcă știa că Tatăl i-a dus toate lucrurile în mâini, că de la Dumnezeu a venit și la Dumnezeu se duce, s-a sculat de la masă, s-a dezbrăcat de hainele lui, a luat un ștergar și s-a încins cu el. Apoi a turnat apă într-un lighean și a început să spele picioarele ucenicilor și să le șteargă cu ștergarul care era încins. A venit deci la Simon Petru și Petru i-a zis: Doamne, Tu să-mi speli mie picioarele? Drept răspuns, Iisus i-a zis: ce fac eu, Tu nu pricepi acum, dar vei pricepe după aceea. Petru i-a zis: niciodată nu vei spăla picioarele. Iisus i-a răspuns: dacă nu te spăl eu, nu vei avea parte deloc cu mine. Doamne, i-a zis Simon Petru, nu numai picioarele, și mâinile, și capul. Iisus i-a zis: cine s-a scăldat, n-are trebuință să spele decât picioarele, ca să fie curat de tot. Și voi sunteți curați, dar nu toți, că știa pe aceea ce avea să-l vândă. De aceea a zis: nu sunteți toți curați. După ce le-a spălat picioarele și-a luat hainele, s-a așezat iarăși la masă și le-a zis: înțelegeți voi ce v-am făcut eu? Voi mă numiți Învățătorul și Domnul și bine ziceți că sunt. Deci dacă eu, Domnul și Învățătorul vostru, v-am spălat picioarele, și voi sunteți datori să vă spălați picioarele unii altora. Pentru că eu v-am dat o pildă și ca și voi să faceți cum am făcut eu. Amin. Vă invit, așa cum stăm, să ne rugăm Domnului ca Domnul să binecuvânteze vestirea cuvântului în dimineața aceasta pe fratele Ducu, care va vesti cuvântul Domnului. Domnul să ne însoțească cu har, cu putere și cu ungerea Duhului Sfânt. Amin. Așa cum stăm, ne rugăm împreună Domnului.
Vă invit să reocupați locurile. Doresc să anunț familiile care au venit în vizită în adunarea din Pierd, că și cei care s-au întors din călătorie. Doresc să anunț pe sora Emanuela Lazia, care este logotnica fratelui David. Băriban, Domnul să te binecuvânteze, vă să iei loc. Sora Emanuela vine din Deva, vom avea nuntă cât de curând și bucurie, Domnul să vă binecuvânteze, să vă dea o casă binecuvântată și trainică. În al doilea rând, anunț pe cei mai în vârstă. Cuscrei fratelui Ionică și a sorei Marcela, care știți toți, au venit aici la Logodnă pentru sâmbătă viitoare. Dumnezeu să binecuvânteze fratele Cornel, sora Rebecca și fica lor Lavinia, familia Tomi. Domnul să binecuvânteze, bineînțeles, Carmen este aici în mijlocul nostru. A fost amintită, fratele Cornel va avea un salut după ce se va cânta o cântare. Va sta foarte puțin în mijlocul nostru, dar timpul care va sta aici, să-l aveți sub privirile Domnului, sub binecuvântarea Domnului și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. De asemenea, sora Florica Lupu s-a întors din călătorie, Domnul să binecuvânteze, că ați ajuns cu bine înapoi acasă. Fratele Marcel Sânjorzan s-a întors din călătorie, Domnul să binecuvânteze, că a ajuns cu bine acasă. Și fratele Alan Onicaș ne aduce salut. A fost în călătorie la poarta cerului și ne aduce salut de la poarta cerului. Nu este un cuvânt neobișnuit, sunt mai multe adunări cu poarta cerului, de data aceasta el a fost la Timișoara, dar este un cuvânt biblic, un om al lui Dumnezeu a fost și el, s-a întâlnit la poarta cerului cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul pentru aceasta. Versetul pe care ne-l aduce fratele Alan de la frații din Timișoara este din Psalmul 73, versetul 28. Cât despre mine, fericirea mea este să mă apropii de Dumnezeu. Pe Domnul Dumnezeu îl fac locul meu de adăpost ca să povestesc toate lucrările tale, slăvit să fie Domnul. Domnul să binecuvânteze pe frații care au trimis salutul și pe frații care l-au adus. Și știu că fiecare care merge în călătorie, sunt întrebați dacă aduce salut, de unde vin și trimit și ei de altfel salut. Și prin aceasta ne rugăm unii pentru alții, binecuvântat să fie Domnul pentru aceasta. Și în ultimul rând, pentru că va fi spălarea picioarelor, la sfârșit vom face și ungerea în urma solicitărilor, ungerea cu un de lemn. Așa că Dumnezeu să binecuvânteze și ungerea cu vindecări și Domnul să-și facă prezența în scopul acesta cu semne și minuni și cei bolnavi să fie vindecați și sufletește și trupește. Glorie Domnului pentru aceasta. Calendarele s-au făcut, sunt și pe hol, sunt și aici la anvon, cei care predică Evanghelia și cântă și ceilalți poate să ia calendar, care dacă nu ajunge puteți să luați legături fratele Avram, pentru că dânsul are mai multe. Lăudăm pe Domnul cu o cântare în comun. După această cântare, invie fratele Cornel, Tomi să aducă salutul de la frații din Austria, apoi corul laudă pe Domnul cu prima cântare, apoi vom mai anunța.
Iisus, pe tronul coronat. Iisus, în toate cer din pânt. Iisus, același jurământ. Iisus, ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator. Iisus, fiind ești glorificat. Ești Domnul Domnilor, Iisus al nostru Salvator, Iisus fiind veci glorificat, Iisus. Iisus, cerul ai lăsat, Iisus, la slavă Iisus, Iisus ești Domnul, Domnul.
Slăvit să fie Domnul! Mă bucur să fim în mijlocul dumneavoastră împreună cu familia, cu Rebecca, cu Lavinia, cu cea mai mică fiică, apoi Carmen, care a venit mai devreme. Și de fapt era o dorință a mea când am ajuns în Austria, probabil mulți s-a trecut prin Traiskirchen, este lagărul unde acum este plin, ca și altă dată de noi, de români, acum este plin de alți oameni care caută și ei un adăpost cum noi căutam altă dată. Acum sunt ei. Poate că mulți ați trecut pe acolo, noi acolo suntem stabiliți în orașul Traiskirchen, acolo locuim împreună cu familia de peste 13 ani. În Viena suntem în aceeași perioadă cu fratele Ionică, nu m-am gândit că o să fim, să ajungem să fim rudenii, să ne încuscrim, dar așa au îngăduit Dumnezeu, așa au rânduit, de fapt erau rânduite de El. De aceea, pentru tot ce ne dorește El, să-i mulțumim. Apoi, aș vrea să vă mulțumesc pentru primirea dumneavoastră, pentru anunț, pentru tot ce ați făcut pentru Carmen până aici. Ea o să rămână aici, noi o să plecăm înapoi la ale noastre, ea o să rămână să fie stabilită aici, pe cum probabil cunoașteți lucrul acesta. Nu las în urmă să aduc salutul bisericii de unde vin, de la fratele Ionel Vlas, păstorul bisericii, Iuda 20 și 21. Doresc acum ca Dumnezeu să vă binecuvinteze și să vă mulțească. Și să veniți și dumneavoastră, vă așteptăm cu multă plăcere, cu mult drag să veniți la noi. Mulțumim Domnului și vă mulțumim dumneavoastră pentru salutul care ne s-a acordat. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Doresc să citesc salutul fraților din Iuda, dacă nu l-a citit fratele, versetul 20. Dar voi, prea iubiților, zidiți-vă sufletește prin credința voastră prea sfântă, rugați-vă prin Duhul Sfânt, țineți-vă în dragostea lui Dumnezeu și așteptați îndurarea Domnului nostru Iisus Hristos pentru viața veșnică. Amin. Domnul să binecuvânteze. Corul laudă pe Domnul Copăt.
semn că ești mâncurat, Iisus, ne-a dăruit și în cer loc ne-a pregătit. Ce jertfă de iubire în suflet ne-a dat continuare vom lăuda cu toți împreună pe Domnul cu o cântare, vom face strângere de ajutoare pentru ziua când dăruim Domnului darul nostru speciale care le punem deoparte pentru cina Domnului. Aceste daruri sunt destinate celor în nevoie, lucrărilor misionare și cauze speciale care adunarea noastră le face cu multă bucurie în numele Domnului. Cazul special nu sunt astăzi, deci vor fi cauze. Chiar în dimineața aceasta nu este nicio cauză specială, în afară de cele două care sunt amintite, Fășii Evangheliei și Căminul de la Solonț, și Domnul să binecuvinteze inimile tuturor care dăruiește în numele Domnului. După cântarea în comun, sora Magda tot de laudă pe Domnul cu o cântare, apoi, după sora Magda, fratele Cristi Duma laudă pe Domnul cu o cântare, apoi corul din nou laudă pe Domnul cu o cântare și după acestea Domnul să binecuvânteze fratele Ducu care va vesti cuvântul Domnului. Ce lor, unde sunt?
să văd pe al meu Domn răstignit. Căci ascult m-am cel fără vină, e lovit. Nu pot uita cum pe crucea grea mureai pentru mine, dureri și suspine adânc suferia și atunci mă iubeai tu pe mine. Nu pot uita cum pe crucea grea mureai pentru mine, dureri și suspine adânc suferia și atunci mă
Astăzi vii ca fiul rătăcitor, mă-nchin la cruce, mă cobor. Să-ți spun, acum îmi pare rău, nu am trăit ca fiul de Dumnezeu. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi, vreau să mă strâng la pieptul tău, nici când să nu mă lași, singur să rămân, să nu mă lași. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi,
vreau să mă strângi la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân, să nu mă lași. Am rătăcit pe străzi murdare noapte, mi-e rușine de ale mele fapte. Azi regret că n-am stat lângă tine, unde totul e curat și bine. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi. Vreau să mă strângi la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân, să nu mă lași. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi. Vreau să mă strângi la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân, să nu mă lași. Vin la tine și-mi doresc pentru tine să trăiesc, pe genunchi mă dăruiesc, iertare să primesc. Vin la tine și-mi doresc, pentru tine să trăiesc, pe genunchi mă dăruiesc, iertare să primesc. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi. Vreau să mă strângi la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân, să nu mă lași. Îmi cer iertare, Domnul meu, îmi cer iertare azi. Vreau să mă strângi la pieptul tău, nici când să nu mă lași singur să rămân, să nu mă lași. Amin.
Tinerii doresc să laude și pe Domnul cu o cântare, apoi vom asculta cuvântul Domnului. Tu ești Dumnezeu.
mai